frate, Tavi, de Buceam. Vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Azi dimineață, în fine, așa a fost, să văd predica, nu că am zis că eu nu prea intenționez să mă la predicile voastre, adică nu ale voastre, ale lor. Nu te-ai venit invitat. Ca și fratele Sami Priamă, nu? Și ce vreau să zic? Păi, bosule, vreau să-ți cer de la dumneata, bine, acum oamenii vorbesc în hieroglife, hierograme, dar poate vei putea să spui odată care este problema lui. Deci, ca să-ți spun de sfârșit, și mă bucur foarte mult că ai venit și la deșteptii ăștia, și vreau să spun însă că dumneata ești un om foarte inteligent și un om care știe meseria. Dar vreau să spun ceva. Au trecut 20 de ani. Și eu sunt mulțumit cu Biblia. Ok? E bine, ok. Perfect. Dar constat, cum să zic, bine, primii 10 ani și să nu mă înțelegi greșit, ești tu, Ienul, salții, sunt mulți creștini buni sau păstori, lucrători, ce-or fi. Treaba lor, n-are nimeni treabă. Dar vreau să spun că sunt oameni care fac din părtășie un mod de câștig. Zice asta, nu? Dar vreau să spun, domne, înțeleg-vă, te concurezi cu mine, deși pe mine nu mă interesează, pentru un anumit scop, să iei o femeie, o... Ce te interesează pe tine în viață, nu? O slujbă? A, fac, ia-le, că nu. Și pe mine, știi, nu mă interesează. Așa ajungem la 2010. La 2010, mare nuntă, cu Dita mai limuzina. Și eu, nu, m-am dus și eu, că mie, îți spun un lucru. Mie îmi place să mă duc la biserici, la nunți. Dar la biserici, nu la chef, nu la primărie. Am mers, deși am mers numai la două, cred. Adică, cam așa. Am fost atât la Betleem, m-am pomenit pe acolo și am zis, măcar într-o biserică, mă rog, erau altfel vremuri acum. Acum fiecare e un complex adlerian, te-au zis, de altfel, altfel. Adică, tu te simți complexat de mine că îți trimite live-uri, atunci faci pe deșteptul și asta e un complex, ai un complex de inferioritate față de mine și atunci trebuie să faci tu ca să fii superior. No, asta e o psihologie adleriană. Dar treaba e că nu, eu mă duc acolo și după aia mă duc și nou. Fericitări, bazuat. Nu știu ce le-am zis efectiv, dar... No. Le-am zis și eu ce am putut și eu, dar nu ți-i sus. Le-am zis e sănătos. Altceva ce puteam să zic. Și a început să plângă amândoi. După aia am plecat și te rog să mă crezi. După un an mi-a murit mama, pe care prea puțin am mai respectat azi. Și tu ai zis chestia asta. Și altceva ce vreau să spun. Vreau să spun că după aceea am avut 2 ani de iad. Și pe am avut 10 ani de pușcărie psihiatrică, frate. Dar să lăsăm asta. Dar ideea e, biserica nu m-a susținut în niciun fel. Adică partea rea a bisericii, antibiserica, antimateria, știi? Ăia niciun fel. Ăia făceau predici, nu observa, dar nici aveam curajul să mă...
făceau predici cu ecranul spart, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Vătran, m-a jurat în 2013 și pe fratele meu ăla micu la Arad, la Adora, cu luncanii lui, pe, cum să zic, în 2014 m-am jurat la Glova de sediu vechi, ispravnicul necredincios, netrebnic, netrebuit, ispravnicul credincios, ăla care așa, îi trebuia banii, lovelele, nu știu care, înțelegi? După aia, în 2016, când l-au luat aia, bă, tu ce vorbești aici? Nu vezi că băiatul ăsta scrie, citește pe Biblie, când îl negăm, se aduce tot timpul cu Biblia și toată ziua citește Biblia. Ce ai, mă, cu băiatul ăsta? Ce putezi? Și atunci a făcut pe deșteptul și el, dar a lăsat-o mai moale. După aia s-a mai pocăit? Nu, asta a fost. Dar alții care gândește-te și tu. Spunem, dacă tot voi faceți pe deștept, eu spun o propoziție logică. Daniel cu Petrică, deja mi-e frică. 20 de ani au trecut, din stalkerit nu s-au oprut. Nu. Zic că asta n-a izbașa. Te-ai lămurit? Nu. Am o, ce durere mea vrei să zic? Dacă știam, nici nu veneam la biserica asta voastră. Căutam eu ceva, dacă căutam sau dacă nu rămâneam la ortodox și asta. Nu, așa ceva, ta nebunie n-am văzut în viața mea. Și am sunat la poliție, știi? Și am spus cum stă treaba. Și polițistul mi-a zis foarte supărat că să vin să depun plângere la sediu Rahat. Pentru că acum zic că nu mă privesc pe mine și nu vreau să... Dar asta a fost. A zis că și ei supărați și chestia asta. Adică, domnule, nu stau în cale în 2004 până în 2010, nu? Nu stau în cale. Câți ani au trecut? 6 ani. După aceea tu te căsătorești. Eu îmi văd de viața mea cu poezii, cu cărți, cu citire. Cât am putut și eu. Și tu mi urmărești calculatorul, te bagi, îmi strici telefonul, nu știu ce, și nevastă-ta se ține de capul meu. Dacă înțelegi ce vreau să zic, hit după hit după hit, nigga, înțelegi? Nu, eu pe tine te respect, avi, și nu mă înțelegi greșit. Cuvânt ca altă dată, când nu erau toate prostii, toate vanitățile, orgolile de azi. Îmi place de tine, ești băiat bun, știi să vorbești, am înțeles. Iar în 2020 mi-a zis domnul, asta nu știu niciodată, dar mi-a zis domnul că mai am 30 de ani trăit, acum mai am 27. Eu nu mă rani. Eu îți spun, Tavi, ca să știi de la mine, eu îmi îngrop părinți. Eu, părinții mei, copiii mei, în rest, nu mă interesează de 5 lei, înțelegi? Nu mă interesează. Tata acum face 79, tu știi psalmul 90, nu trebuie să-ți zic. Mi-am încheiat, mi-a scos poezie definitive, mi-am încheiat scopul în viață. Înțelegi? Mai mult, după aia se întâmplă ce se întâmplă. Dar sper, eu mă rog ca, deci asta mai spun, mă rog ca tatăl mai trăiască 20 de ani, la 98 de ani. Bătrân. Mă simțeam ce fain că e. Da. Și eu am viața mea până la urmă. Și care e suferința, ca să ne înțelegem ca oameni? Suferința mea e că, să nu mai zic. Uite-te pe înregistrările, pe benzile vechi. La Vova de Țărescu, să umblau pe coridoare, pe acolo. Dar vreau să zic ceva, ce chireau copiii. Eu vă spun, băi copii, bă, o să fiți și voi mari și atunci o să fiți și voi alergători, cum am fost eu, o viață. Mă să vă țină respirația. Dar ce vreau să spun? Deci,
cu biserică la care am fost eu. Să te înjure atâta, mă. Și pentru ce? Pentru niște gelozii și niște fandaxii. Lasă-mă, domnule, în pace. Bă, tată, bă, îți dau un singur argument. Știu că nu mă vezi. Nu, asta... Cu atât mai rău. Dar uite-te și tu ce carte am eu aici. Două, de fapt. Îți arăt. Una este no, și asta este marea mea marul meu necaz. Mai de mult mă chinuia statul când era nu știu cine și nu știu ce mafioți la butoane. Acum nu mă lasă biserica în pace. În timp ce eu sunt benigă, n-am treabă cu nimeni. Păi aici, o carte. Istoria literaturii române, de la origine până în prezent, de George Călinescu, de G. Călinescu, așa se zice în jur. Așa se numea. Editura regală pentru literatură și arte, la o reproducere. Da, dar la ediția din 4, cum, aia bună, aia bună. Altă carte, din două volume am un volum. Pleiada, tu știi ce e Pleiada? Antologie lirică, volumul 2. Univers MKMLXX 5 V sau 4. Așa că ce durerea mea aveți, mă, cu mine, mă? Te stâmpiți la cap? Adică asta e un fel de expresie mai populară, așa, mai general. Mai vulgata. Ce puteți aveți cu un om care vrea numai să scrie poezie, să vadă viața lui? Nici nu vine la voi la biserică. Eu intram să aud eventual predici ale lui acest Emo, mă scuzați, Emi, și când am văzut cine e, nu mă mai interesează, deci nu mă mai interesează predica dumneavoastră. Adică a bisericii, o să zic, a vorba. Acum te-am văzut pe tine. Dacă l-aș văzut pe fratele Prial, te-am să ascult. Te-am văzut pe tine, ați să ascult. Am văzut că tot faci pe deșteptul, atunci ți-am zis că nu e chiar așa. Sper că nu te-ai supărat. Mamă, ce vrei să zic? Nu am ce să zic. Nu am ce să zic. Toți anii cât am fost la baptiști, și sunt la baptiști, numai că din 2015 mi-am făcut propriu cu Mariani, care este chiar foarte fain. Am fost efectiv și n-am ales să-ți dau detalii inutile. Eu știu că eram acolo la biserică. Ok. No. Ziceți ce vreți, dar îți spun un lucru. Și tu știi asta. Fiecare om este responsabil de cuvintele pe care le-a spus când eram tu. Deci după cuvintele tale vei fi judecat, după cuvintele tale vei fi socotit nevinovat. Tu știi asta. Zic că nu e așa. Uite-te și tu, stau și eu acasă cu un om care-i taică. Vezi? Mi-am salvat viața de două ori. Și încă o dată. Dar în altă condiție. Asta din 2019 până în 2021. Ce durerea mea mai vreți? Mai. Nu știu. Știi cum e? Prietenul meu de la internat m-a chinuit 2 ani. Dadan. Tasu. Măsa. M-a chinuit 20. Băi, nici dacă iau firma toată, mă, până la ultimul creion de Mircică și casa părintească care a vândut-o și conturile din Mozambique nu îmi răsplătește, ca să zic, după cuvintele tale, toate sunt aici.
Dumnezeu să mă ierte. Știu că am scris niște lucruri, dar efectiv, vezi atâta răutate, păi efectiv adunați numai spre mai rău. Și asta, nu, în primul și în primul, nu-mi faceți rău mie. Eu, știi cum e, psihiatri și psihologi, zic, bă, te exprimi când ești, nu, supărat, așa, și după aia ieși din starea aia. Înțelegi? Nu faci mie prea mare rău. Nu văd. Dar faci rău lucrării. Lucrării creștine, lucrării baptiste. Și uite, bă, cine să știa, mă. Vine aici la costume, vine aici la cămăși, pantaloni, nu știu ce, cântă la chitări și după aia îl bat joc de oameni. De orfani. De orfani, acolo părinții i-au făcut oameni. Ce tată? Îmi cer scuze, tată. Îmi cer scuze. A, și mai știu. Știi ce mi-a zis tată? M-a luat la ocazie. Doi țigani noaptea de la Stimerea Veche. Veneam și eu de la Cluj. Și era noapte. Și eu aveam 3 lei. Era cu 20 de ani. Intră acolo în o mașină, văd doi țigani. Zice, băiatul, 75.000 până la hață, nu? Când am auzit, am ghețat, văd ce poate. De aia se referea la alt 75.000. Înțelegi, Tavi? No, persoane de față se exclud și sunt oameni de calitate și nu zic că... Dar toți ar fi oameni de calitate. Dar ideea e că eu sunt matrița. Matrița. Postare inii. Hai că te-am pupat, pace. Să mă ierți, frate, dar Gile la mă frecavă, tată, nu-ți imaginezi. Deci să ne spunem rugăciunile. Să ne rugăm.